Acum le vedem numai în muzee. Ele au trăit mii și mii de ani, milioane de ani în urmă. Da. E interesant cum arătau animalele și cum au evoluat în anumitele noastre. Într-adevăr, lumea în care trăim este în continuă evoluție și plină de neprevăzut. La prima vedere am putea spune că ne aflăm fie pe platoul de filmare al unui film cu animale preistorice, fie undeva în urmă cu milioane de ani, pe vremea în care existau dinozauri. În realitate, suntem în inima Bucureștiului, la Muzeul Național de Geologie. Aici este în plină desfășurare expoziția Aripi peste timp. Expoziția temporară Aripi peste timp este alcătuită din 4 exponate, exponate importante, Triceratops, pe care vizitatorii îl pot vedea în grădina muzeului nostru, pot vedea și un craniu de Triceratops în fața muzeului, iar la Antipa pot vedea un uriaș pterozaur, Hatzegopteryx, și o reconstituire de Pteranodon. Cel mai admirat este impunătorul Triceratops, care se află chiar în curtea muzeului. Cu o lungime de 9 metri și cu o greutate de 6 tone, acesta este cel mai cunoscut erbivor, iar rivalitatea sa cu T-Rex este probabil cea mai interesantă din lumea animală de până acum. Această reconstituire a fost realizată în China și va fi emblema Muzeului Național de Geologie pentru o lungă perioadă de timp. Expoziția Aripi peste timp este deschisă până la jumătatea lunii și poate fi vizitată în intervalul orar 10-17 la Muzeul Național de Geologie din capitală.